acest moment suntem pe ultima 100 de metri cu acest proiect. Mai așteptăm unele date de la experții băncii mondiale, pentru că trebuie să analizăm în cel mai mic detaliu impactul modificărilor legislative pe care le inițiem. Vorbim despre o lege care vizează peste 4,7 milioane de români, fiecare cu situația lui specifică. Ne dorim o lege care să rămână în vigoare pentru, cu toate schimbările demografice pe care România le poate traversa. Ținta este să avem această nouă lege gata în luna noiembrie și să intre în vigoare după data de 1 ianuarie. Avem în lucru 3 variante de calcul. Toate aceste variante au în vedere creșterea pensiilor, eliminarea inechităților. Aceste inechități au apărut în special și din cauza indicelui de corecție. Știți că în funcție de anul ieșirii la pensie, indicele de corecție a variat de la un an la altul. Așa, după cum am zis, aceste formule încurajează munca. Acordă stimulente pentru cei care îndeplinesc stadiul complet de cotizare și vă spun sigur că se vor elimina odată pentru totdeauna inechitățile. Da, l-am ascultat pe secretarul de stat în Ministerul Muncii, domnul Stanciu, și vi prezint și pe ceilalți invitați: Elena Cristian, DC News; Cosmin Bolosin, avocat; Tudor Polac, Partidul Național Liberal; Antonio Andrușac, din partea opoziției, de la AUR. Dar îi avem alături de noi și pe fostul ministru de finanțe, domnul Ialomițianu, dar și pe domnul Leonte, specialistul nostru în pensii, pentru că pe acea variantă numărul 2, cu VPR în bază 25, da, sunt anumiți pensionari avantajați, mai ales cei care au muncit peste 25 de ani. Și de aceea, prima întrebare pentru domnul Leonte, după care vom discuta și despre cei dezavantajați, adică cei în grupe de muncă, dar întâi vreau să aflu avantajele, domnule Leonte. Știu că tot weekendul ați făcut calcule, mâine o să vă duceți și pe la Parlamentul României. Avantajați-i! Bună seara dumneavoastră și invitaților! Mă bucur că este prezent domnul Polac, fiindcă mâine s-ar putea să ne vedem. M-auziți? Da, vă aud, domnule Leonte. Așa, respect. Deci, trebuie să ne înțelegem foarte clar. Ce a apărut în spațiu public este un document de lucru care se referă la acel VPR de 71,4, practic, cum ar trebui să iese acum, cum împărțit la 25. Dar, datorită faptului că toate instanțele de judecată, toți cei care s-au dus în instanțe, s-au dus pe stadiu și au câștigat în instanță, nu s-au dus pe majorare de punctaj. Din acest punct de vedere, eu voi veni cu o altă variantă de formulă de calcul care se va referi la procent din salariul mediu brut. Deci nu vom mai avea niciun numitor, niciun numărător, absolut nimic, dar acel VPR va fi pentru condiții normale 81,5, iar pentru condiții speciale grupa 1 va fi 89 de lei. Argumentele tehnice le voi explica la Comisia de Muncă. Așadar, mâine, imediat, domnule Leonte, asta faceți dumneavoastră. Important este să comentăm ceea ce face guvernul. Mâine vă duceți, vă întâlniți cu domnul Solomon, cu domnul Polac. Este foarte bine, e important ca lucrurile astea să fie dezbătute publice. Dar pe varianta greată, pe care a spus-o și acest secretar de stat... varianta care există acum scoasă în spațiu public... În spațiu public, doresc să vă spun următorul lucru. Trebuie 71 majorat cu 14% și ne va da 81. Deci, în aceste condiții, se va trece pe recalculare. Dezavantajul va fi la cei pentru condiții speciale de muncă, unde am avut punctajul mediu calculat cu stadiul de cotizare 20 sau 25. Din acest motiv, voi propune stadiul, deci acel VPR 89 de lei, care corespunde eliminării 100% a indicului de corecție. Deci, mă refer în primul rând la miner. Minerul care a ieșit la pensie în 2010 și are 100 de puncte, trebuie să aibă aceeași pensie cu minerul care este astăzi și are tot 100 de puncte. Dar, pentru... O secundă, domnule Leonte, e important dialogul ca lumea să înțeleagă. Care va fi căderea de punctaj pentru cei care au avut bază 20, de exemplu, după calculele mele, undeva la 20%, adică lor le scade punctajul cu 20%? Deci, doamna Crețulescu, sunt două lucruri aici, trebuie să înțelegem foarte clar. Dacă analizăm
legea 263 trebuia ca articolul 171 să fie aplicat la toată lumea începând din 2011. Acel articol nu s-a aplicat. Deci, articolul 171 și articolul 95 aliniatul 3. 2. Când s-a stabilit indicele de corecție, acel indice de corecție s-a spus foarte clar, se aplică doar acelor care se aplică pentru calculul punctajului mediu, anexa 5 din legea 263. Or, dacă nu s-a aplicat anexa 5 din 263, nu trebuia acordat indicele de corecție. Mai mult decât atât. Asta e altă discuție. 3? Domnule Onte, ascultați-mă cu atenție. Știu că ați făcut calcule. Cât scade punctajul acei în grupele de muncă? Asta e întrebarea. Ați făcut calcule? Calculele mele arată 20% în minus. La calculele noastre, cât scade? Deci nu, pensiile vor rămâne în plată, cei care au indicele de corecție, punctajul lor nu va scădea cu nimic. Numărul de puncte nu. Va scădea punctajul mediu. E punctajul mediu, adică acela... De corecție. Exact. Păi și punctajul mediu, adică va scădea cât? 20, 30, 40, 50%? Păi raportat la 2019, scade cu diferența că trebuia să fie maxim 1,2. Și el este 1,41. Păi asta zic, cam 20%. Asta cred că este cea mai importantă informație în această seară. Dar trebuie să rețin un singur lucru. Legea 221. Deci este articolul 169, indice 2. Dacă citim în 263, avem articolul 169, indice 1, care nu este abrogat. Orice acțiune în instanță din partea caselor teritoriale de pensie, acolo unde s-a făcut și majorare de punctaj și, deci, și reducere de stadiu, dă câștig caselor de pensii, deoarece cele trei decizii ale înaltei curți spune foarte clar, ori să face reducere de stadiu, ori majorare de punctaj. Important. Mulțumesc mult, domnule Leonte. Vă așteptăm cu detalii după întâlnirea de mâine din Parlament. Da, lucrurile acestea încep să ajungă în dezbatere publică, așa cum este normal. Și îl întreb pe domnul Ialomițianu, totul va depinde de mesajul domnului Ciolacu, care a spus că pensiile mici vor crește mai mult și, într-adevăr, pe această formulă de calcul, cei care au pensie mică acum, adică pentru că au avut salarii mici atunci când s-au pensionat, dar au muncit mult, peste 30 de ani, da, lor le va crește semnificativ pensia, în unele cazuri chiar și cu 50%. Domnul ministru Boloș a spus că are la dispoziție, pune la dispoziție 16 miliarde pentru creșterea pensiilor. Domnul Ciolacu susține ceea ce susțin și cei de la Comisia Europeană și Fondul Monetar, să crească pensiile mici cu 30, 40, 50%. Înseamnă că pensiile mai mari vor crește cu procent mai mic. Sigur că mulți am susținut aplicarea legii 127, care elimina inechitățile între pensionari care s-au pensionat în perioade diferite din cauza modificării legilor și au pensii diferite. Nu știu dacă noua lege va prevede lucruri din 127 care ni s-ar părea corecte, pentru că se respectă principiul contributivității. Dacă nu se respectă principiul contributivității, s-ar putea legea să nu fie constituțională. Și demotivează pe cei care au avut salarii mai mari și au contribuit mai mult. Sigur că în perioada de criză, Comisia Europeană și chiar Fondul Monetar și Banca Mondială susțin să fie ajutat cei cu venituri mici. S-ar putea să se meargă cu ajutoare sociale. Dacă se vor majora pensiile diferențiat în funcție de mărime, s-ar putea să fie o problemă constituțională. Vă asumați și acest risc, domnule Polac? Bine, acum, domnul ministru, eu din ce știu și cred că și din ce a spus domnul secretar de stat înainte, reforma pe pensii va cuprinde o mare parte din legea 127. Începând cu formula de calcul. VPR-ul ăsta e din 127. Începând cu formula de calcul. Acum că se vor mai aduce ajustări la ea sau nu, vom trăi și vom vedea. În schimb, când care e logica? Că orice lege are la bază o logică politică, un principiu. Da, păi da, asta și spun și. Acesta este cel al contributivității și toată lumea știe această lege. Păi și nu, că atunci dacă mergeți eminamente pe contributivitate, pensiile mici nu vor mai crește. Trebuie ceea ce spune Ciolacu. Trebuie să vă spun ceva. În schimb, când ne raportăm la pensii mici sau
vor crește cele care sunt în mod normal mai scăzute, pentru că acelea sunt la bază. Ca să elimini inechitatea, practic eu care am ieșit cu o condiție mai puțin favorabilă la pensie față, uitați, de domnul avocat care a ieșit într-o condiție mai favorabilă, eu ajung cu la nivelul de venit la cel al domnului avocat și practic mie îmi crește pensia, iar domnului avocat îi crește mai puțin conform formulei de calcul. Adică cu alte cuvinte nu veți mai da procent, ci veți da un soi de sumă fixă, Elena Cristian, ca să înțeleagă lumea acasă. Un scurt. Trebuie să vedem totuși formula finală când o prezintă și în funcție de formula finală ne putem da seama exact care va fi impactul. Dacă este așa, ținând cont că 86 dintre pensionare au undeva sub 3500 de lei, atunci nu are nimic de face cu contributivitatea. Deci nu e pe principiul contributivității, ci pe principiul pensiile mici să crească mai mult decât pensiile mari. Acum, cred că va fi o problemă pe la CCR, că știu că s-a mai încercat acest lucru, creșterea, domnul avocat știe mai bine, creșterea diferențiată a pensiilor și știu că nu a mers atunci. Noi două discutăm despre problema pensiilor de vreo 20 de ani, nu? Au fost la proiecte de legi și au fost atâtea încercări de a elimina inechitățile din sistemul de pensii, încât nu mai cred până nu văd. Vreau să văd și eu un proiect care să arate ok, cap-coadă. 15 octombrie este deadline-ul, de aceea s-au dat pe piață cele trei variante. Înțelegem că preferată e varianta 2. Dacă până terminăm acest subiect, poate producătorul meu să ne aducă varianta 2 ca să vă reaminti și dumneavoastră. Dar aș vrea să ascult și un punct de vedere de la opoziție, după care o să pun în context poate cel mai important amănunt, și anume că ne așteaptă o mega criză economică planetară, să o numesc așa, și cred că semnalul a fost dat în acest weekend în Statele Unite, în fatidica noapte de sâmbătă spre duminică. Ascult comentariul nostru. Dacă vorbim în procente sau în, știu și eu, punctaje referitoare la creșterile de pensie, îi amețim de tot pe cei de acasă. Ideea este că trebuie făcută ordine în ceea ce privește plata pensiilor pe contributivitate și felul în care le taxezi acea zonă care nu este pe contributivitate. Adică să scoatem impozitul, de fapt această dublă impozitare. Da. Eu aș fi pus un plafon și noi am avut discuția asta, dar vedeți, lipsa dialogului duce la niște măsuri din astea pompieristice care să ajute pe unul și sunt niște măsuri sociale care sunt, cum să spun, clare pentru politicile PSD-ului. De aia nici n-au fost în Parlament aplaudate de cei de la PNL, care ar trebui să fie pe bune oameni de dreapta și să țină cu antreprenorii și cu tot ce înseamnă inițiativă privată. Domnul Ialomițeanu avea foarte mare dreptate când spunea, ok, dar eu ce vină, că am învățat mai mult, că am avut un job mai bun, că am fost mai bine plătit, că am contribuit mai mult. Așa încât eu aș fi văzut o scutire de plată, de orice fel de taxe, de impozite, până la o anumită sumă și atunci nu intrai nici în conflict cu CCR-ul, după părerea mea, pentru că aveai un plafon clar care însemna un fel de solidaritate socială. Acum cu măsurile fiscale, nu? Dacă avem cel puțin 5 organisme care au anunțat că le contestă. Le-au și contestat termenul 19 octombrie. Trebuie să vă spun și eu ceva. Noi nu avem o problemă din punct de vedere constituțional cu... Pentru că noi acum adoptăm o nouă lege. Nu mă refer la legea pensiilor. Pe legea pensiilor, cât timp nicio pensie nu scade, nicio pensie aflată în plată în România, modalitatea de calcul se duce pe noua lege. Practic, nicio pensie nescăzând, din punct de vedere constituțional, nu ai nicio problemă, nici nu intră în discuție. Din perspectivă. Procent diferențiat de creștere. Diferențiat de platou diferă de pensiile speciale. Adică a venit cu tradiționale în motivare și a spus foarte clar în acea... Înțeleg principiul, dumneavoastră nu-l înțelegeți. Ascultați aici avocatul. Mă scuzați. Da, cu siguranță poți când discuți despre noua lege. Domnul Polac, avocatul în partea cealaltă. Mulțumesc. Este motivarea pe care am ținut foarte atent a pensiilor speciale, cu tot respectul. Pensiile speciale se spunea foarte clar, nu poți să tai pensiile care dacă au fost câștigate. Și atunci ce a făcut Parlamentul și onor reprezentanții noștri, lumina societății, adică au zis că spuneți că această scădere în punctaj s-ar De prin 2028. Aici este o mare problemă. Fiindcă ce fac ei la această pensie? Am și această lege a pensiilor. Vor să modifice niște grupe. Vor să spună că 4 luni dintr-un an, mă rog, să fie câștigate și acele 4 luni, văd că nu se mai discută acea chestiune pe care ei au băgat-o în acel program, cu cele 4 luni care le câștigat într-un an cei de grupa a doua. Ori atâta timp cu Curtea Constituțională va spune foarte clar și a spus în
luate decizii, că principiul de bază este principiul contributivității și așa mi se pare la într-o țară de drept cum este România, spune acest lucru, cu siguranță că trebuie să avem în vedere acest lucru. Fiindcă a zis de această ordonanță fiscală, această ordonanță fiscală a fost atacată de când te cunosc eu la Curtea Constituțională și din punctul meu de vedere are nenumărate chestiuni de neconstituționalitate. Una... Și dacă va pica, practic măsurile pică și ele. Automat pică și se reau de la început, știți cum a fost înainte. Deci adică tot... degeaba ți-ai mai asumat răspunderea. Da, dar problema este în felul următor. S-au atacat anumite paragrafe din aceasta. Dacă găsești anumite paragrafe din această reformă fiscală, din punctul meu de vedere, trebuie să o reiei toată reforma fiscală, fiindcă la legea pensiilor n-ai avut în vedere doar anumite aspecte, mă rog, care au fost date de către Curtea, ci ai avut în esență toată legea pe care este pe aceste pensii adică... speciale. Nu poți să zici că oamenii ca lucrurile să fie făcute neserios, adică să le dai o lege, să le dai o așteptare, după care să o piși la curte și nu le mai dai nimic. Doamna Crețulescu, vă dau un simplu exemplu și vă rog să mă verificați dacă mă induc sau nu în eroare. Este acea chestiune care s-a discutat cu doamna înainte de emisiune și în 2009 cu cash-ul care primeau pensionarii, se spunea că pensionarii nu pot să fie obligați să primească cash-ul pe card, da? Și s-au pronunțat Curtea Constituțională. În 2005 sau 2006 au venit și au spus din nou într-o altă decizie. Nu o să vin acum să spună că tu obligi un pensionar să-și facă card, da? Să mai plătească dobânzi, că aici e vorba și de dobânzile care e aferente, pe care orice plată o faci acum, cu cardul. Acum, domnul Boros vrea să elimine da. Cash-ul. Deci, nu poți să faci acest lucru, adică să pui... Este decizia CJUE-ului care spune foarte clar că cash-ul nu poate să fie eliminat. Uitați-vă și cu asta închei ceea ce spune Austria, ceea ce spune Elveția prin reintroducerea cash-ului de acum câteva luni de zile, fiindcă sunt decizii CJUE-ului care Suedia sunt Suedia la fel, pentru că ea a vrut să a fie avut prima... Au 2 milioane de pensionari Suedia și a avut o mare problemă cu 2 milioane de pensionari care au cunoscut foarte bine acest aspect. Și nu poți să nu ai în vedere ceea ce spune CJUE-ul, adică când vrei respect deciziile CJUE-ului și când este vorba de o lege fiscală care ți se pare mai normală, nu le respecti. Fiindcă în orice țară civilizată, cu tot respectul, asta e chestiune de manual, în economia de clasa 10 spune când este o criză economică, nu poți, da, să mărești taxele, fiindcă acesta este doar pe termen scurt, o lună, două, după care vei pune, vei strangula economia ca și când vei scoate cash-ul. Dacă scoți cash-ul, din punctul meu de vedere și după bila mea părere, strangulezi economia. N-ai cum să mergi așa în continuare. Și ce mai dă peste cap toată povestea este următorul breaking news.